A, avem un computer. Conține un computer. Începe, da? Bună ziua! În primul rând mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Vrem să vorbim despre o temă extrem de importantă pentru Republica Moldova, una extrem de sensibilă în condițiile extrem de dificile prin care trece Republica Moldova în legătură cu aprovizionarea cu energie electrică. Noi trecem prin niște situații delicate în care sunt foarte multe întrebări, mai puține răspunsuri, sunt condiții obiective legate de aprovizionarea Republicii Moldova cu energie electrică și, evident, factorul decisiv în problemele pe care le avem ca stat este agresiunea Federației Ruse în Ucraina, dar sunt și anumite lucruri care țin nemijlocit de acțiunile guvernării, de principalii factori de decizii legate de atât de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cât și de conducerea termoelectrică. Noi am vorbit în cadrul unei conferințe de presă și anterior despre mai multe licitații care au fost trucate, în special pe segmentul energetic. Au fost pornite și câteva dosare penale la Procuratura Anticorupției pe aceste fapturi, este în curs de dezvoltare. Inclusiv eu, cât și colegii din platforma DA, am fost invitați la Procuratură în calitate de martori pentru a depune depoziții suplimentare pe marginea acestor dosare penale. Iar, din păcate, lucrurile continuă într-o manieră greșită și ilegală. Pe subiectul atât a licitațiilor, cât și a recentelor reparații care s-au produs la termoelectrica Soldate, toată lumea cunoaște cu reparații nereușite care ne-a aprofundat și mai mult în problemele pe care le-am avut anterior. Acum noi vorbim despre un caz legat de recenta reparație de la termoelectrica. O să-l rog pe domnul Liviu Voc să vină cu detalii, să descrie tot șirul de evenimente care s-au produs acolo, după care o să vin și cu un anunț de final pentru presă legată de această reparație. Bună ziua! Cum a spus și Dinu Plângău, situația este destul de gravă și afectează securitatea energetică a Republicii Moldova. Dar să recapitulăm ce s-a întâmplat. În primăvară a fost efectuată o licitație de termoelectrică care a fost câștigată de către compania Horus împreună cu o companie silovâie mașină din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Atunci, guvernul, cât și ministrul infrastructurii au apărat cu vehemență acest contract. Doar datorită presiunii publice, datorită presiunii platformei DA, președintele țării a ieșit și a anulat această licitație, declarând că este o decizie politică, dar necesară. La câteva luni, în luna iunie, am aflat cu stupoare că a fost făcută o licitație la care a câștigat o companie din România. Însă acea licitație a fost anulată și s-a recurs la negocieri directe. Iar în cadrul negocierilor directe, spre surprinderea tuturor, iarăși a câștigat compania Horus. Atunci, platforma DA a venit din nou cu reacții publice în care a îndemnat instituția statului să fie atente cu cine ei semnează contracte, pentru că aceasta ar putea să afecteze securitatea statului. Nu am fost ascultați. În luna octombrie, cu mare fast, compania Horus a anunțat că a finalizat reparația blocului energetic 3 de la termoelectrica. Iar în luna noiembrie, când a fost pornit pentru prima dată blocul, 11 noiembrie, blocul s-a defectat în totalitate.
Cel mai trist este că prim-ministrul țării a aflat abia la o săptămână distanță de la avarie. Și nu este clar, atunci când este afectată securitatea energetică a statului, de ce nu a fost informat și prim-ministrul țării din start ca să fie efectuată o anchetă și să fie reabilitată acest bloc energetic 3 cât mai repede. În același timp, când s-a aflat public despre acest lucru, platforma DA a emis un comunicat săptămâna trecută, prin care am solicitat lucruri simple, dar extrem de necesare. În primul rând, inițierea unei anchete guvernamentare cu atragerea experților din exterior, în special din România. Pentru că nu poți să te aștepți că cei din termoelectrica vor face o anchetă sinceră și vor arăta cine într-adevăr este vinovat de această defecțiune. În al doilea rând, am solicitat demiterea directorului termoelectrica, care a organizat această licitație, apoi a anulat-o, apoi a recurs la negocieri directe. Și în ultimul rând, am solicitat demisia ministrului infrastructurii, care a protejat și primul contract și al doilea contract, pentru că în luna iunie dumnealui a ieșit public și a spus că va ridica toate actele și le va verifica personal, iar dacă există anumite probleme, va interveni. Nu s-a întâmplat nimic. Platforma DA a solicitat aceste lucruri o săptămână în urmă. Din păcate, noi nu avem o claritate pe parcursul acestei săptămâni. Ba mai mult, a fost convocat și Consiliul Suprem de Securitate, care a ieșit cu niște declarații sterile, fără a spune pe pas cum se va acționa mai departe. Directorul termoelectrica nu că nu a fost demis, dar nici măcar suspendat din funcție pe perioada anchetei. În acest context, noi solicităm guvernării să fie cât mai transparentă și să acționeze cât mai rapid. Pentru că acest bloc energetic 3 ar fi putut produce în fiecare oră aproape 80 de megawați. Pe zi ar însemna aproape 2000 de megawați. Iar acest volum de energie electrică care l-am fi putut produce aici în Republica Moldova, acum noi îl procurăm pe piața externă. Ceea ce înseamnă pierderi zilnice pentru termoelectrica de 7,5 milioane lei. Pe parcursul acestor două săptămâni, de când este deteriorat blocul energetic 3, noi deja am pierdut peste 120 de milioane lei. Noi solicităm guvernării să explice ce s-a întâmplat cu această reparație, de ce s-a produs această avarie. A fost o avarie simplă sau a fost pregătită din timp și este un sabotaj la securitatea energetică a țării? Și în al doilea rând, când va fi reparat acest bloc? Este nevoie de amplificat procesele de reparație, astfel ca să avem cât mai repede blocul energetic 3 activ. Și nu ultimul rând, explicație, cine va achita toate aceste pierderi care le suferă acum termoelectrica. Mersi, Liviu. Noi am preîntâmpinat despre lucrurile foarte urâte care se întâmplă în jurul mai multor licitații sau mai multor evenimente din jurul a tot ceea ce înseamnă securitatea energetică a Republicii Moldova. Am vorbit despre numeroase licitații care astăzi, dacă ar fi fost făcute conform legislației, dacă nu s-ar fi încălcat legislația sau dacă s-ar fi făcut lucrurile corect, Republica Moldova ar fi mai în siguranță din punctul respectiv de vedere. Nu am fi avut pierderi despre care a vorbit domnul Vovc, și inclusiv
tariful la energie electrică astăzi ar fi fost unul mai sigur, mai ok pentru cetățenii Republicii Moldova. Cum toate lucrurile pe care le-a relatat domnul Vov vor fi incluse, evident, nemijlocit, inclusiv în facturile care vor veni ulterior pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai mult ca atât, în rezultatul acestor acțiuni a fost intentat și urmărirea penală pe abuz în serviciu, pentru că vă dați seama foarte bine, a fost anulată o licitație care urma să fie făcută conform legislației, a fost trecut la negocieri directe, ceea ce contravine legislației Republicii Moldova. S-au întâmplat mai multe lucruri, acum putem vorbi, domnul Vov spune, de sabotaj, un sabotaj care evident pentru toată lumea este clar că este cu complicitatea factorilor decizii atât de la termoelectrică cât și de la cadrul Ministerului de Resort. Era extrem de necesar să fie pornit o anchetă guvernamentală pe cazul respectiv, pentru că noi vorbim în primul rând despre securitatea energetică a statului, securitatea Republicii Moldova, în al doilea rând vorbim despre lucruri care pot fi suspectate de corupție. Anterior, făcând eforturi considerabile în investigarea modului în care s-au făcut mai multe lucruri în domeniul energetic, am publicat și o secvență audio în care apare o persoană angajată a companiei Horus, vizată și în cazul reparației blocului energetic 3 de la termoelectrică, în care omul spune deschis că au înțelegeri și licitațiile următoare vor fi câștigate de compania Horus. Se pare că compania respectivă are avocați foarte buni la cel mai înalt nivel de decizii din Republica Moldova, ceea ce este și demonstrat prin lipsa de atitudine față de lucrurile extrem de grave care s-au întâmplat în ultima perioadă pe domeniul respectiv și în special pe domeniul reparației blocului energetic numărul 3. O săptămână de zile primul ministru Republicii Moldova să nu cunoască în situația acestei crize despre avaria care s-a întâmplat este un lucru mai mult decât grăitor și evident că au fost tăinuite aceste lucruri intenționat pentru a fi ascunse anumite urme sau și mai grav pentru a aprofunda Republica Moldova în criza pe care o avem. Am menționat anterior că am participat în calitate de martor și am prezentat procuraturii atât înregistrări audio cât și înscrisuri pe modul în care au fost fraudate licitații, au fost pornită urmărirea penală, mai multe, sunt cel puțin, eu cunosc despre 4 la număr legate de situația din domeniul energetic. Astăzi, în rezultatul în care nu vedem prompt o decizie din partea Guvernului Republicii Moldova pe pornirea unei anchete care, evident, în momentul în care pornește ancheta guvernamentală, trebuie să suspende cel puțin directorul în funcție de la termoelectrică, nemijlocit responsabil de modul în care au fost efectuate aceste lucruri, mai mult ca atât să fie invitat atât în Parlament cât și la Guvern Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu pe subiectul respectiv, pentru că noi cunoaștem informații din surse interne că el a lobat interesele acestei companii, el a fost avocatul principal pentru compania Horus în cadrul echipei guvernamentale. Mai mult ca atât, presa, jurnaliștii pe care l-au invitat pe Andrei Spânu pe la emisiuni, întrebându-l direct despre modul sau pașii care au fost efectuați în domeniul respectiv, el a menționat că în numărate rânduri că își asumă anumite decizii pe domeniul respectiv și evident pentru toată lumea, inclusiv prin cuvintele lui, este clar că el este responsabil atât grației funcției pe care o deține, cât și deciziilor politice pe care și le-a asumat pe domeniul respectiv. Împreună cu echipa platformei, am pregătit încă o plângere la procuratură. Ea a fost depusă vineri la Procuratura Generală și la Procuratura Anticorupției pentru a fi investigate modul în care a fost atât anulată licitația pe reparația blocului energetic numărul 3 de la termoelectrica, asumarea negocierilor directe cu compania Horus pentru efectuarea reparațiilor, cât și modul în care s-a produs această avarie care ne-a lăsat într-o situație extrem de dificilă cu pierderi zilnice, repet, de 7,5 milioane de lei pentru termoelectrica, cât și, evident, pierderi
considerabile pentru toți cetățenii Republicii Moldova care vor trebui să plătească din buzunarele proprii când vine fiecare, în fiecare lună factura, această crimă care s-a produs cu complicitatea factorilor decizii de la Chișinău. Nu este suficient doar să fie pornită o anchetă de Serviciu de Informație și Securitate. Acolo lucrurile nu sunt mai bune decât în alte instituții coercitive ale statului. Este important pe fapt să fie pornită o urmărire penală de către procuratură pentru a investiga toate circumstanțele evenimentelor. Pe fapt, cel puțin fără prea multă retorică, este clar pentru orice om care citește legislația Republicii Moldova că cel puțin s-a produs un abuz în serviciu cu asumările respective. Trebuie să fie investigate și dacă nu au fost produse acte de corupție, pentru că vă dați seama când este vorba de asemenea sume de bani și modul în care s-a produs toate evenimentele respective, putem presupune că ar fi fost posibil să fie comise și alte crime în jurul acestei acțiuni. În rezultat, pentru a nu vorbi prea mult la acest subiect, vom depune toate actele acumulate cu argumentările și de drept și de fapt cu descrierea respectivă la procuratură și vom aștepta să vedem răspunsul procuraturii. Este extrem de important să fie investigate aceste lucruri ca pe viitor să nu repete. De principiu, noi am vorbit când prima dată am depus cu primele licitații la procuratură și am sperat, haideți să spunem, o acțiune mai prontă din partea organelor de anchetă. Evident, lucrurile în Republica Moldova, mai ales, nu pot fi tăinuite la nesfârșit și procuratura, așa cum a fost, haideți să spunem, așteptările oamenilor, este obligată să investigheze, haideți să spunem, nu doar factorii decizii din trecut, care și-au asumat decizii greșite și ilegale, dar și factorii decizii din prezent. Doar așa procuratura poate demonstra că este, haideți să spunem, liberă, echidistantă, independentă, că are suficient curaj atunci când sunt comise crime la vedere să acționeze prompt. Doar așa poate fi îmbunătățit și actul guvernamental și restabilit încrederea în justiția din Republica Moldova. Cu acestea am vrut să vă spunem, relatând pe scurt. 1. Cerem în regim de urgență pornirea unei anchete guvernamentale pentru evenimentele produse. Principalii oameni din guvern, în primul rând prim-ministrul Republicii Moldova, trebuie să aibă toată informația exhaustivă pe marginea acestui subiect și să iasă public să ne spună ce s-a întâmplat de fapt acolo în urma acestei anchete, pentru că, repet, nu pierde doar Termoelectrica Bani, care iarăși este o companie a Republicii Moldova, 7,5 milioane de lei, dar pierd bani în fiecare zi, în fiecare lună, tot cetățenii Republicii Moldova. Noi vrem dreptate și vrem să avem toată informația de ce s-au produs aceste lucruri. În al doilea rând, trebuie să fie implicat Serviciul de Informație și Securitate, pentru că aspectul respectiv ține de securitatea statului, de securitatea energetică a statului, dar să fie implicați nu oameni care noi îi bănuim de complicitate cu, haideți să spunem, cu anumiți factori decizii care și-au asumat aceste decizii în viziunea noastră ilegale, pentru că am depus și plângeri la procuratură. Și în al treilea rând, procuratura să pornească o investigație pe bune. O să rugăm toți reprezentanții mass media să solicite de la procuratură informații cu privire la pornirea urmăririi penale pe subiectul respectiv, pentru că iarăși sunt vizate interesele fiecărui cetățean în parte, să fie claritate, să fie repusă în funcție această, să fie, haideți să spunem, în primul rând să avem o claritate și în al doilea rând să se facă ordine, reparații la termoelectrică ca să nu avem în continuare de suferit și să nu se mai comită pe viitor asemenea acte ilegale care
mai ales în condițiile acestui război hibrid, războiului din Ucraina, care și așa ne amenință securitatea energetică, securitatea statului pe ansamblu, încă să mai fie permise comiterea unor crime, comiterea încălcărilor de legislației pe teritoriul Republicii Moldova. Am menționat și anterior că nu neapărat pentru state cu instituții extrem de slabe ca Republica Moldova să ai armată străină pe teritoriul Republicii Moldova ca să controleze. Este suficient să găsești funcționari care sunt corupți pentru a sabota multe lucruri pe interior. Cu asta fiind spuse, mulțumim foarte mult pentru prezență. Dacă sunt careva întrebări, cu mare drag răspundem. Dacă nu, vă rog toți reprezentanții mass media să urmărească lucrurile astea, să facă mai multă lumină pe cazul respectiv, punând întrebări dure, necesare factorilor decizie, procuraturii, echipei guvernamentale, celor de la termoelectrică. Mersi foarte mult!